Ne explică întreaga situație colega mea Ana Maria Stancu. Bun găsit, Ana Maria, te ascultăm. Bună ziua, bun găsit tuturor. Într-adevăr, constanțenii vor suferi cel puțin câteva zile din cauza lipsei agentului termic și trebuie să vă spun că s-a ajuns la această situație din cauza faptului că Societatea Electrocentrale Constanța S.A., care aparține de Ministerul Energiei, nu și-a putut achita în avans sumele necesare pentru gaze, astfel încât să poată prepara prin CET Palas agentul termic necesar apei calde de consum. În acest fel, nici societatea Consiliului Local Constanța Termoficare Constanța SRL nu a putut furniza către populație agentul termic necesar. Din această cauză, zilele acestea constanțenii nu pot beneficia de apă caldă, însă Consiliul Local Constanța s-a întâlnit într-o ședință tocmai pentru a găsi o soluție și a stabilit sume necesare pe care să le plătească în avans pentru subvenție către Electrocentrale Constanța, astfel încât să poată fi achitată o parte din factura pe care această societate trebuie să o plătească în avans. Însă această plată se va face abia luni și nu știm câte zile va mai dura această situație. Cert este că nu este o situație foarte plăcută, mai ales că sezonul rece este abia la început și s-ar putea repeta dacă în continuare va rămâne în vigoare acea ordonanță care obligă furnizorii de servicii, agenții economii să plătească în avans facturile pentru gaz. În Constanța s-a stabilit ca și sumă pentru plata gigacaloriei 450 de lei cu tot cu TVA, iar cealaltă parte din suma va fi subvenționată de Consiliul Local. Autoritățile implicate în această situație ne-au spus că totuși există și o parte bună a acestei situații și anume că se pot desfășura în continuare lucrările de modernizare a rețelei de transport pentru agentul termic.